Biblia spune că există un râu care se revarsă direct din tronul lui Dumnezeu, iar Domnul Isus a vorbit și el despre acest râu de apă vie care curge din inima credincioșilor. Și așa asemăna rugăciunea cu o călătorie către tronul lui Dumnezeu pentru a bea din această apă pură și pentru a gusta din lucrurile de sus pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbim despre ce înseamnă să te rogi după Inima lui Dumnezeu și cum să te rogi pentru lucrurile care sunt pe Inima lui Dumnezeu. Când vei începe să te rogi în felul acesta, te vei ruga cu putere. Așadar, se ridică următoarea întrebare. Ce se află pe Inima lui Dumnezeu și cum te poți ruga pentru lucrurile care sunt pe Inima Sa? Ei bine, Biblia ne spune exact ce se află pe inima lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Până la urmă, ce se află pe inima lui Dumnezeu? Oamenii. Oamenii se află pe inima lui Dumnezeu. El iubește oamenii indiferent de mediul din care provin, indiferent cine sunt ei, fie că sunt în vârstă sau tineri. Dumnezeu iubește. Dumnezeu iubește lumea întreagă. Așadar când vei începe să te rogi și când vei merge la izvorul apelor vii și vei bea din acest izvor care curge din tronul lui Dumnezeu, vei vedea ce se află pe inima lui Dumnezeu. Așa că ce ar fi să începi să te rogi pentru oamenii pe care îi iubești și la care ții cel mai mult? Ce ar fi să începi să te rogi pentru ei chiar de astăzi? Dumnezeu face lucruri extraordinare atunci când ne rugăm pentru lucrurile care se află pe inima sa. El iubește atât de mult oamenii încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru ei. Dacă El iubește atât de mult oamenii încât și-a sacrificat Fiul pentru păcatele lor, atunci ar fi bine să te rogi pentru ei și să începi chiar cu cei pe care îi iubești. Dar roagă-te și pentru cei pe care nu-i cunoști. Dumnezeu iubește și pe ei și îl vei vedea făcând lucruri extraordinare cu ei.